Șantierele de reparații și întreținere aflate în derulare în unitățile de învățământ din municipiul Buzău sunt pe cale de a se închide până la primul clopoțel din noul an școlar. Păcate, Colegiul Național Mihai Eminescu rămâne încă sub semnul întrebării în ceea ce privește revenirea liceenilor la sediul oficial. Sperăm și la Eminescu lucrările să fie finalizate. Așa cum am spus, o decizie finală va fi luată pe data de 1 septembrie. Am discutat și cu domnul primar acest aspect. Pe data de 1 septembrie vom lua o decizie finală, pentru că dincolo de finalizarea efectivă a lucrărilor de construcții, se pune problema obținerea vizelor necesare. Mă refer în principal aici la recepția lucrărilor și la avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, avizul ISU. Dacă pompierii nu își vor da acordul pentru funcționarea clădirii, emineșienii nu vor putea fi relocați în sediul lor de pe strada Independenței. Nu ne putem permite mutarea elevilor fără aceste două condiții minimale, pentru că vorbim aici în principal de siguranța copiilor. Iată că în urma vizitelor preliminare ale celor de la ISU au mai apărut o serie de lucrări suplimentare. Mă refer la o lucrare ce s-a efectuat chiar săptămâna trecută, e vorba de ignifugarea întregului pod al clădirii și de o serie de modificări la sistemul de hidranți. Este foarte posibil ca revenirea liceenilor la Colegiul Național Mihai Eminescu să fie amânată până la prima vacanță din luna octombrie, când se speră să fie obținute toate avizele necesare.